Așadar, sunt Florin, sunt câștigătorul primei ediții a SHIPIT organizate de Accesa. Echipa a mai fost formată din doi membri, unul dintre ei este pe aici prin sală, pe undeva. O să încep prin a vă întreba câți dintre noi mergem regulat relativ la restaurant. Ok, era o întrebare retorică, evident. Ce se întâmplă? Hai să facem următorul scenariu. Suntem la un prânz cu colegii noștri sau poate la o cină, la un restaurant frumos cu mai multe cupluri sau cu mai mulți prieteni și, sigur, te consumăm micii, ne bem berile și la sfârșit facem semnul magic check, please. Vine ospătarul, chelnerul cu nota. Și începem. Vă reamintesc că suntem mai multe cupluri la masă. Și zicem, așa, eu am avut o ciorbă de burtă, 4 beri, sau au fost 5, că nu mai știu, o salată de mici, cocktail. Florică, tu ai două cocktailuri aici, două cocktailuri, bine. Avem 64 de lei împreună. Mai departe dai nota la următorul comesean, care face relativ același circ. Și tot așa nota circulă în jurul mesei, până când la sfârșit fiecare își pune suma care a avut-o de plată, corespunzător consumație, și se adună așa o grămadă de bani în mijlocul mesei, în care unul dintre noi se erigează drept casierul în seara aceea și se apucă și numără, aranjează bagnotele, nu știu, în ordinea mărimii sau numerul de pe tricou sau whatever, face totalul și se uită pe notă dacă cât de cât corespunde cu suma de pe masă. În mod ideal îi să fie un pic mai mult, să lăsăm și la chelner ceva, dar dacă nu-i mai mult și suma e mai mică de pe masă față de cea de pe notă, avem o problemă, că trebuie să repetăm același circ, că cineva și-a uitat, poate au băut mai mulți mici și au mâncat mai multe beri decât trebuia, poate a fost mai blurry nota sau au avut probleme la adunare sau mai știu ce. Se poate întâmpla. Ce-ar fi dacă am face procesul ăsta mai ușor? Deci tot circul ăsta să fie un pic mai ușor de făcut. Asta e aplicația. Astăzi vom încerca să împărțim nota. Să nu mai avem scenarii de genul lasă că plătesc eu acum că e complicat cu restul, că o să plătim, dai tu mâine și așa mai departe și tot circul ăla. Nu. Vom evita. Așa. Bun. La început, aplicația se prezintă, next, mulțumesc, în mod normal faci o poză, o să fac și poza aici, la notă. Acum, poza respectivă e transmisă la un serviciu OCR, via ceva API REST, și îmi va întoarce o notă oarecum digitală, interactivă, next, în care toate sumele, toate valorile numerice au fost identificate corespunzător, deci textul e lăsat separat și practic valorile numerice sunt transformate în butoane interactive. Și acum, implicit, probabil, îi creat un user. Ok, asta era. O să fac o demonstrație acum. Deci poți să alegi, tu ești, userii sunt codați prin culori, nu sunt nominalizați sau mai știu ce. Deci ăsta e userul albastru sau grupul de meseni sau familie sau ce-o fi și fiecare își butonează și selectează ce anume a consumat. După aia dă device-ul mai departe, apasă butonul plus, îi se asignează o nouă culoare care, la fel, grupul următorul selectează sumele corespunzătoare consumației. Și în final, ceva, nota arată ceva în forma asta, back, așa,
în care pe codul de culori sunt prezentate sumele grupurilor care au consumat. Și totalul de acolo ar trebui să corespundă cu totalul de pe factură, de pe nota de plată. În principiu, asta e aplicația care am realizat în 24 de ore. Nu criticați foarte mult designul. La ora 6 am terminat, am mers acasă. Sigur, am început cu o pauză, cum începe toată lumea. Am băut o sticlă de vin că e related, am cântat la pian. Noaptea, sigur, avem un pian în birou, e adevărat. Și la 6 am terminat, am susținut prezentarea a doua zi și ăsta e rezultatul care l-am obținut în cele 24 de ore. E ca idee, e un asistent, nu dorește să fie smart, nu-ți face pentru tine chestii în plus. Tu, dacă ai o problemă cu adunarea sau nu vezi foarte bine bonul, tu selectezi ce sume vrei să ți le pui pe nota ta. Sigur, poți să... engine-ul nu-i foarte aware că ăla e un număr de telefon sau numărul mesei la care ești. N-ai, poți să dai click pe un număr de telefon să-l plătești. Dar asta ar trebui să fii tu atent să vezi exact dacă-s mici sau e bere sau număr de telefon. Ar putea să te ajute soția în caz că tu ai probleme, n-ai identifica telefonul, că ai mâncat prea mulți mici sau mai știu ce. Deci ideea să fie simplu. Ca și chestie tehnică, nu știu dacă e relevant neapărat, e folosit în un framework de aplicații hibride, Ionic, și ca idei următoare ce s-ar mai putea dezvolta, să putem activa un soi de mod colaborativ în care toată lumea își deschide aplicația și, bazat pe capacitățile GPS ale device-urilor, aplicația să realizeze că îs împreună cu un set de comeseni la masă și fiecare să-și activeze, să-și declare sumele care le are de plătit bazându-se pe aceeași notă. Sigur, sau se pot ușura oarecum anumite task-uri de contabilitate, în caz că ai un business trip sau ceva, poți să-ți faci un tracking mai ușor sau să faci automatic payment la nota respectivă și așa mai departe. Și în principiu, sigur, întrebarea majoră e că unde sunt banii din aplicația asta? Susțin cu tărie că o aplicație de genul ăsta e must-ai să fie gratis, astfel încât să adresezi cât mai mulți ochi care se uită la ea și astfel după aia să poți să servești publicitate prin intermediul ei. Da, sky is the limit. În principiu, ne-am gândit în primul rând la monetizare, să servim acele ads-uri, în primul rând de la restaurantele care vin. Dar eu am prezentat aici ce am făcut în 24 de ore, dar idei sunt o grămadă de a o extinde, inclusiv asta, sigur. Există cuprinsă, nu știu dacă s-au văzut foarte bine în slide-uri, există jos în meniu și un istoric de genul ăsta în care poți să dai review-uri la cum te-ai simțit în seara asta, notele ți scanate acolo.